Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Сын-шеф инспектората по полиции был, комиссар-шеф. Но не до функции речен, ладата, где должен он речен, не до умею сказать. Вам хоторит Бреланку Хулезика, Лану Курент, шаденца, где тотализари, активитетцы, норди сушарати, дектри, ангажаться инспектората по полиции был, кать ше результатами, кери фост обценути, să le aducem la cunoștința cetățenilor într-un format mai lărgit și totodată paralel cu informarea societății despre activitățile care noi le-am desfășurat sau au fost desfășurate de către angajații Inspectoratului de Poliție Bălți pe parcursul anului 2018, să ne propunem și consultarea societății asupra problemelor existente, asupra problemelor care societatea le vede și la care noi, angajați poliției, poate nu atragem atenție cuvenită. Poftim, domnul Frunză. Voi să prezentă linii generale, raportul de activitate și situație hidrogenă, teritoriul municipiului Bălți, creată parcursul anului 2018. Parcursul anului 2018, Inspectoratul de Poliție Bălți desfășoară și respectă cu succesie prevederile legii 320 privind activitatea poliției și statutul polițistului, executării necondiționate a ordinilor, dispozițiilor MAI și GP. Pe parcursul anului 2018 s-a organizat desfășurat activitatea sa în conformitate cu prevederile planului de acțiuni, strategiei dezvoltare a poliției pentru anii 2016-2020, indicațiilor dispozițiilor GP, fiind întreprins un complex de măsuri orientate la apărarea drepturilor și intereselor legitimele cetățenilor, combaterea criminalității, cât și asigurarea ordinii publice în municipiu. Obiectivul primordial a constituit realizarea integrală a activităților menite să asigure creșterea nivelului de încredere a societății în poliție și a calităților serviciilor prestate comunității, precum și asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Prioritățile și obiectivele stabilite pentru realizare în perioada anului 2018 au fost documentarea completă, calitativă și în regim prioritar a tuturor contravențiilor și infracțiunilor din stat, cu excluderea tergiversării termenilor stabilite, fapt ce ar putea genera nemulțumiri din partea societății civile și afectarea imaginii poliției. Cooperarea permanentă cu petiționarii, victimele, părțile vătămate și alți participanți la proces, informarea acestor despre mersul documentării adresărilor, acestor măsurilor întreprinse în vederea identificării făptuitorilor, asigurării recuperării prejudiciului material cauzat, restabilirii drepturilor și libertăților lizate. Înregistrarea necondiționată în ordine stabilită a sesizărilor, petițiilor, actelor înștiințări și informații cu privire la infracțiuni, contravenții, incidente și evenimente ce afectează securitatea persoanelor și ordinea publică. Consolidarea capacităților de reacție și intervenție în situații cu caracter excepțional. Organizarea activității în vederea cooperării cu autoritățile administrației publice locale, instituțiile medicale și specializate, asistenți social, serviciile desconcentrate în teritoriul de serviciu. Stabilirea unui grad înalt de încredere în organul poliției și a unei imagini elocvente în societatea civilă, activități bazate pe principiile supremației legii, respectării drepturilor omului. Eficientizarea comunicării cu societatea civilă, începând cu adresarea acesteia la primul polițist, terminând cu conducerea acesteia. Mobilizarea serviciilor operative la depistarea, descoperirea și cercetarea crimelor cu caracter grav, rezonanță sporită în societate, mai cu seama celor comise în condiții nevădite. Depistarea și ținerea infractorilor, identificarea cadavrelor persoanelor necunoscute, depistarea persoanelor dispărute fără veste. Ridicarea responsabilității persoanelor ale conducătorilor de toate nivelurile în domeniul dirijării chipzuite cu forțele și mijloacele disponibile, menținerea legalității și disciplinii efectivului subordonat. Creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin acțiuni de protejare a persoanei, patrimoniului, siguranței stradale și siguranței rutiere. Organizarea și desfășurarea activităților în cadrul companiei de sensibilizare și de informare a comunității pe marginea fenomenului infracțional. Vreau să vă duc la cunoștință rezultatele activității secției de investigație infracțiuni EIP Bălți pe anul 2018. Anterior a fost informați în mare măsură în procente, tot asta am văzut că sunt care sunt mai cum mai obosit. Eu am spus tărui mai pe scurt, domnul șef, dacă permiteți, cu dezvăluire și problemelor. Dacă a să apară undeva
ceva statistică, aia să trebuiască pur și simplu să vă aduc până la final gândul care a fost aportul secției noastre, care este în cadrul IPBELS în descoperirea crimei. Vă duc la cunoștință că secția de investigație fracțiune Inspectoratul de Poliție IPBELS are ca sarcină combaterea criminalității prin descoperire, prevenire și urmare a fracțiunilor, cât și a căutării persoanelor dispărute fără urmă sau celor care se ascund de organele de urmărire penală sau de judecată, sau se eschivează de la executarea pedepsei. În cadrul secției investigației fracțiunii IPBELS, conform statelor de personal activează 49 de angajați. Violurile sunt toate descoperite, violență sexuală toate. Rezultatele acestei obținute se datorează cu lucrării tuturor secțiilor din cadrul Inspectoratului de Poliție IPBELS, cu Procuratura, Judecătărie, Inspectoratul Național de Investigații și alte servicii desconcentrate în municipiu. Una din problemele care apare acum la noi este o tendință de majorare a fracțiunilor patrimoniale și, pe scurt, o caracteristică a lor. Am vorbit acum despre jafuri. În 2018, în municipiul IPBELS au fost înregistrate 75, comparativ cu 66 cu anul 2017. Este o creștere cu 36%. Și condițiile care favorizează asta, credite, achiziții, contracte la diferite firme, la Shalash Orange, în cel pot să iei în credit pe numele altuia și cam cei care perfectează actele, nu prea atrag atenție, același act și același om lor principal să-l vândă. Și pe urmă oamenii vin și depun plângeri și creșterea asta e foarte semnificativă în patrimoniale. Persoanele acestea sunt documentate. La moment avem și așa că vinderea drogurilor prin rețelele electronice, prin Telegram și printre asta. Tot spare pentru mulți că asta este greu de documentat. Acest lucru se documentează și la moment. Este pildă și la Chișinău și sunt și la noi persoane care sunt documentate pe așa cazuri. Că doar să știe toți că tot ce se face prin rețelele de electronice, totul se poate de verificat, nu rămâne acolo nimic fără urmă. Nu mă trebuiesc cunoștințe de a scoate aceste date din sistem. Acesta este posibil prin Centrul de Analiză Infracțiunilor din Chișinău, care scoate și eu mă gândesc la viitor, a dispărut și acest fenomen că prin Telegram, că totdeauna, prin documentare, noi putem cel mai bine și profilactăm acest fenomen. Da, mulțumesc frumos, să invită domnul Bijan, să reușite proiectate publică. Cu acțiune care este desfășurată de către ofițerii sectorului este și înaintarea recomandărilor către persoane, inclusiv prin leante informative care au fost distribuite cetățenilor în stradă, afișarea afișilor pe panourile de la blocurile locative cu informarea respectiv și cine este ofițerul sector, care este numărul de telefon al lui și nemijlocit care sunt recomandările în dependență de topul infracțiunilor care sunt săvârșite în segmentul dat. Mă refer la jafuri, huliganisme, furturi în automobile și alte infracțiuni fungășii, care la moment, după perioada și timpul anului, se comit mai des. Mare parte, un element de bază în acțiunile de prevenire care le întreprindem noi sunt și implicarea societății în diferite campanii, programe, concerte, printre care un rezultat benefic îl avem prin programul supraveghere de sănătate. La ziua de azi, în municipiul IPBELS, noi am format deja 35 de sectoare de supraveghere de sănătate. Ceea sector supraveghere de sănătate, în scurt timp o să vă menționez, merge vorba de interacțiunea și comunicarea mai eficientă între membrii sectorului, care este denumit ca sector supraveghere de sănătate, întrunește de până la 50 de case, unde scopul este ca fiecare cetățean să se cunoască între ei, de a discuta din numărul acestor membri al sectorului supraveghere de sănătate, este ales un lider, care are la bază o comunicare mai eficientă, inclusiv și cu poliția, cu administrația publică locală, pentru rezolvarea problemelor existente în societate. Aceste persoane sunt informate despre care sunt măsurile de prevenire, unde trebuie să se adreseze. Ei cunosc despre faptul dacă este stabilită o persoană
care nu este din segmentul dat, nu locuiește în stradă cu tare, intră în o gradul la alte persoane. Eu clar că mai bine cunoaște faptul că aceasta este o persoană străină, merită atenție și urmează să fie raportată la poliție pentru a preveni un caz de sustragere unei infracțiuni și respectiv îi cunosc mai bine cum să-și protejeze bunurile personale pentru a fi într-o siguranță mai ridicată. Pentru anul curent, deja în total avem 335, cum am menționat, anul curent au fost deschise 13 sectoare spre vecinătate și invit chiar din cei prezenți în sală pentru a participa la acest proiect, pentru că este într-adevăr un proiect benefic. Aș vrea să aduc un cuvânt de mulțumire primarului satului Zăieta, doamna Pălțat Pelagheie, care este chiar lider al sectorului spre vecinătate și a participat și la alte proiecte despre care voi duce la conștiință continuare. Un alt proiect este proiectul Bunicii Brușlii, care a fost implementat tot anul curent. Au fost întreprinse multe activități și efort asidu la formarea acestei echipe a Bunicilor Brușlii în municipiul Bălțăi. Avem prezent și în astă zi. Le țin să le mulțumesc foarte mult pentru implicarea activă. La ziua de azi numerăm un număr de 41 de bunici grijulii. Cred că observați prin oraș în fiecare zi dimineață, la orele 7:30 până la orele 8:30. Fie de vânt, soare, plouă, iarnă, jer, ei se află la locurile lor destinate. Noi în Bălți am stabilit, inclusiv și în satul Sădova Elizaveta, am stabilit 6 segmente. Unii sunt implicați bunici grijulii, merge vorba de cartierul Daci, avem 2 segmente, unii ei se află dimineața, avem un segment la strada Pușkin, respectiv satul Sădova și satul Elizaveta. Asta e la general, după cum s-a auzit, să nu vorbesc la superlativ. S-a lucrat, indicii obținuți nu le datorează numai activității organului de urmări penală, dar întreg colectiv al Inspectoratului de Poliție, Procuraturii Municipiul Bălți, negătând la faptul dat, consider că anul curent, împreună, putem să atingem și rezultate cu mult mai frumoase. Folosindu-mă de fapt că sunt membrii societății civile, aș vrea să mă refer la careva factori pe care le-am denumit factor social, care, respectarea cărora ne-ar aduce rezultate cu mult mai frumoase în domeniul respectiv. Deci, după cum urmează, care problematică ne ciocnim zi de zi sau de câteva ori pe săptămână. Prima la care aș vrea să mă refer, comunicarea cu întârziere de către cetățeni a informații despre săvârșirea infracțiunii. Poate o întrebare, deci orice activitate a întregului organ de poliție este finalizată printr-un dosar calitativ cu suficiente probe care urmează și are posibilitatea de a fi diferit judecății. Pentru o societate civilă, totuși, cred că ar fi interesant totuși și măsurile care se întreprind, măsurile organizatorice, inclusiv și ceea ce țin de specializare cu operatorilor organului de urmărire penală, dacă se poate câteva secrete, ceea ce țin de eficientizarea activității și inclusiv, poate, careva probleme care nu toți cunosc, care se confruntă organul de urmărire penală în activitatea sa. Foarte pe scurt, subdiviziunea de urmărire penală a Inspectoratului Bălți este compusă din 33 de ofițeri de urmărire penală. Pentru asigurarea calității administrărilor probelor pe diferite categorii de infracțiuni de către mine personal la începutul anului, se emite o dispoziție unde ofițerii de urmărire penală sunt întăriți pentru a cerceta diferite categorii de infracțiuni. Mă refer la jafuri, umorul, tălhării, violul și alte categorii, persoanelor date sunt adresate de către mine asemenea materiale. Deja, dumnealor, chestia asta se respecte mai mult de 5 ani, dumnealor au experiență bogată în domeniul dat, de ce la compartimentul administrării propriilor este foarte simplu. O problemă generală, care de asemenea eu cred că ne-ar ușura, chiar am și o soluție, este vorba de asistenți procedurali. Mă refer la cazuri când este nevoie de trecut o recunoaștere, cine nu știe, apăznare,
unde este nevoie, în afară de făptuitor, să găsim patru membri din societate care, după aspectul exterior, seamănă cu persoanele care au comis infracțiune. E foarte greu să ieși în stradă, să cauți asemenea persoană. Deci, părerea mea că soluția potrivită ar fi ca persoanele care ați participat să fie remunerate. Că noi toți am asistat la raportarea bunilor rezultate activității parcursul anilor 2018. Eu am studiat foarte bine statistica pe Republic, statistica pe inspectorat, indicii obținuți la nivel de Republică, la nivel de municipiu, sunt unii buni, dar noi nu am venit aici până la urmă să ne lăudăm cu rezultatele obținute. Nu am venit să ne lăudăm cu indicii obținuți. Noi am venit să găsim soluția sau soluțiile îmbunătățirii siguranței cetățenilor în societate. Până la urmă, nu importă procentul descoperire, dar importă numărul de crime comise. Cu cât mai puține crime să fie comise, cu cât mai puține crime să fie raportate, înseamnă cu atât mai în siguranță se află cetățeanul. Beneficiarul serviciilor care noi le acordăm zi de zi. De ce noi ne propunem în continuare angajați Inspectoratul de Poliție Bălți ca pentru următoarea perioadă, sau pentru perioada anului 2019, să întreprindem toate măsurile posibile pentru a preveni criminalitatea. Iar aceasta e cel mai important când cetățeanul fix află în stradă, fix află în domiciliu, fix află, eu știu, undeva în altă locație, trebuie să afle în siguranță. Și atunci când cetățeanul o să afle în siguranță, atunci când cetățeanul nu o să fie atacat în stradă, când cetățeanul nu o să fie agresat în stradă, când bunurile și proprietățile cetățeanului o să fie în siguranță și integre, iată atunci noi o să putem să spunem că într-adevăr am depus tot efortul pentru a îmbunătăți situația sau siguranța cetățeanului pe teritoriul municipiului. Și iată de ce eu acum stau în fața domeniilor voastre, aștept careva propunere, aștept careva sugestii, aștept careva idei pentru îmbunătățirea situației. Poate cei prezenți în sală vedeți lucrurile cumva altfel decât noi le vedem. Poate aveți careva propuneri pe care considerați, că activități pe care le considerați că ar fi bine să le implementăm în teritoriul municipiului. Noi suntem foarte receptivi, le ascultăm, le analizăm și vedem ce putem face și cum putem face. Pentru început vreau să vă spun că din start, așa cum am venit în funcție, am avut o întâlnire cu reprezentantul Inspectoratului Național de Patrulare din municipiu, de pe Nord, mai corect, șeful regimentului Nord, comandantul, cu unitatea militară de carabinieri și noi cât de cât ne-am organizat, am dublat, am mărit numărul birourilor direcționare operativă, că cele automobile care patrulează prin oraș, care reacționează în termeni cât mai restrânși la oricare apel la cetățeanul, cu angajați carabinierilor am organizat patrularea locurilor unde, sau acelor locuri care sunt mai periculoase sau persist tentativa de unde cetățeanul se poate afla în nesiguranță. Cum am mai menționat, deci planificăm în continuare și multe alte măsuri de prevenție. Dacă cineva din cei prezenți aveți careva sugestie, eu chiar o să fiu foarte bucuros, o să luăm în calcul și numai decât o să vă dăm, o să vinem cu o soluție.